Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 18 le găsești în linkul din descriere. Folosește codul XBREAKER pentru o super reducere. Ei, salutare, prietenii, sunt XBREAKER. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 18, cariera cu Arsenal. Cine își dorește în continuare astfel de episoade să apese butonul de like? Avem meci în campionat. Haideți să vedem puțin calendarul competițional. Avem încă abia după vine valida cu Real Sociedad din Europa League. Dacă nu mă șel, este ultima partidă. Partidă cu West Ham, cu Newcastle, Southampton, după vine pe 22 decembrie. Un derby cu Liverpool, Crystal Palace și West Bromwich, iar după începe perioada transferului pe care o aștept cu nerăbdare. Cred că și voi o așteptați cu nerăbdare, să vedem ce putem transfera. În mare parte aici o să simulăm niște meciuri. Alexis vrea să stea pe banca de rezerve din ce am văzut acolo. A dat un mail, ne-a dat un mesaj mai bine. Haideți să vedeți, ca să nu credeți că glumesc sau zic eu le inventez. Vrea să se odihnească câteva zile, îi oferim asta pentru că îl vom ține pe banca de rezerve, dar ceilalți nu vor sta pe banca de rezerve pentru că avem nevoie de victorie, trebuie să câștigăm pentru a rămâne în continuare pe prima poziție. Kirikesh într-o formă bună ultima perioadă, a jucat destul de bine, vine meciul de Europa League unde vom juca cu rezervele, după vom simula câteva meciuri. Oh, la Kaze marchează în 41, foarte bine, iată Kirikesh este de pe teren. După vine meciul, cum spuneam, de Europa League, vom juca cu rezervele, simulăm vreo două meciuri și jucăm derby-ul cu Liverpool. Avem 1-0 în continuare, ar fi bun. Ar fi bun și 1-0. Haide, facem egal, iată. Nu reușim să învingem, din păcate pentru noi. Alexis ne-a mulțumit că l-am ținut pe banca de rezerve. Suntem calificați, așa că vom juca cu rezervele în această partidă. Pentru că vreau... Da, să văd. Sociedadul mai poate să piardă lupta asta? Nu mai poate să piardă lupta asta. Este un meci în care vreau să-mi văd rezervele la treabă. Pentru că să vedem pe cine vom... Pe cine putem să ne bazăm în continuare? Nelson, Eleni, Wilshere, Ramsey, Mertesacker, Holding... Nu, n-avem altul. Se pare că n-avem altul. Hector Bellerin, îl schimbăm și pe el, băgăm și pe Ospina. Vreau să vă spun câțiva jucători pe care nu prea am folosit. Uite, pe el nu l-am folosit niciodată în locul, dar nici pe Mertesacker nu l-am folosit. Reine tu. Akpom, nici pe el nu prea l-am folosit, dar nici pe Nketiah ăsta, băiatul ăsta, îl băgăm pe el. UEFA Europa League, Real Sociedad întâlnește Arsenal pe propriul teren. Arsenal vine cu rezervele în această partidă. Sper să câștigăm, avem 15 puncte în Europa League. 5 din 5 până acum, suntem favoriți la câștigarea acestui trofeu, dar orice se poate întâmpla în Europa League. După urmează meciuri grele, meciuri decisive, pentru că atunci orice eroare va fi penalizată. Ramsey. Iată aici ce frumos combinăm, Ramsey avansează, Ramsey poate marca, Ramsey, pare, Arsenal începe forță, ai obi. Ah, ce șansă mare pentru Arsenal, bara lui Ramsey și acum Wilshere, iată ce face Wilshere în blocaj, șutul acestuia, Real Sociedad este în mare, mare pericol în aceste momente, echipa de pe locul 2, are 10 puncte Sociedadul, nu mai poate fi egalată. Nicia, fiecare dintre noi acum facem experimente, dar Sociedad își dorește probabil o victorie în fața noastră, să vedem acum, Ian Țai. Vine centrarea, Mertesacker, bine, scăpăm, Real Sociedad dă o replică bună, Wilshere, iată ce pas are Wilshere și acum ia la fața foarte ușor, să se luptă jucătorul nostru. Caricio, Martinez, îmi place de Martinez, Llorente, de la Bela, Juanmi, trebuie acestea avea foarte bună, Holding foarte bine, Mertesacker. Mertesacker, iată Lyon conduce cu 1-0 pe Poznan. Mertesacker, capitanul, Wilshere, Holding, Wilshere, combinații bune ale jucătorilor noștri, vine pasa, urmează o centrare blocată, jocul însă continuă, nu s-a terminat faza. Mor, centrează, nu e nimeni acolo însă, n-a fost nimeni, Mertesacker se luptă cu Juanmi, Carlos Vela mai departe, foarte bine, Juanmi acum. E greu, avem fundașul dreapta destul de bun. Nu știu, Arsenal, iată că, deși joacă cu rezervele,
joacă destul de bine, cel puțin în acest debut de partidă, pasă bună Wilshere, 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 bară, a doua bară, iată ce meci frumos avem în Europa League, a doua bară a lui Wilshere, are și ghinion Wilshere în acest debut de partidă, 20 de minute au trecut, de două ori Wilshere a nimerit stâlpul porții. Are ghinion, dar nu nimic, poate până la urmă va reuși să marcheze, foarte ușor scăpa din marcaj astăzi Wilshere, nu înțeleg de ce, Juanmi. Juanmi, o pasă, dar aici merge Sacăr, foarte bine. Lyon. A fost Marseille, acum Lyon. Mă scuzați. Din nou, Arsenal, protejează bine balonul, pasă mai departe, Zale. Din nou, Ramsey, acum la balon, Ramsey, Ramsey! Și este 1-0. Arsenal în minutul 26. Ramsey marchează. Arsenal are 1-0, da? După ce am lovit de două ori stâlpul porții, iată că acum reușim să marcăm prin Ramsey cu un șut foarte, foarte bun. Un șut imparabil. N-are ce să facă portarul. Reviți-l pe Ramsey. Dribblingul e bun. Șutul cu stângul. La fel de bun. Portarul vede totuși, cred că târziu balonul, nu are timp să se arunce la timp, plonjează, dar degeaba, pentru că nu ajunge la mijloc. Arsenal conduce cu 1-0 în deplasare de la Sociedad, spaniolii de la Sociedad nu le merg acestor spanioli, nu le merg combinațiile momentan. Ramsey, încă o dată Ramsey, Ramsey a fost periculos, Ramsey vine, pasa bună, vine șutul din prima, dar din nou un blocaj, să vedem aici, câștigăm de la cap, dar mai mult îi dăm o pasă lui Juanmi. Llorente, 6 șuturi Arsenal, 0 Real Sociedad, până acum Sociedadul nu a reușit mare lucru, iată ce combinație au băieții noștri, este Ramsey încă o dată, Ramsey, fault, se dă lovitură liberă, Ramsey continuă, dar s-a lăsat puțin legea avantajului, s-a concretizat și arbitrul, zic eu că ia o decizie bună, Wilshere a fost faultat, Wilshere tot el va executa, să vedem, oare va fi un șut în forță? Wilshere, Wilshere în forță, minge deviată și respins, deviată și reținută de Rulli, care a fost învins de Ramsey cu un șut superb. Nu reușim să câștigăm acest duel la cap și acum Sociedadul prin Carlos Vela. Inexistent până acum Vela. Pasa sa pentru Mertesacker, mai bine zis. Ospina atinge și-l pentru prima oară balonul, până acum n-a avut ce să facă. Wilshere, Wilshere. Bine, bune combinațiile, pleacă Wilshere, Wilshere, Wilshere se dradă către 2-0, Wilshere, Wilshere, pasă bună, Ren Rulli! Am vrut să nu fiu egoist cu Wilshere, iată, încearcă, lui Wilshere bun acum nu ies, când vrea să nu fie egoist, iată, ratează cu echipierii, Wilshere foarte bine, Wilshere șutează, Rulli reține. Sociedadul are mari probleme, în condițiile astea Sociedadul nu are, nu va mai rezista mult. Nu știu, dacă va intra cu 1-0 la pauză să fie mulțumită. Jucăm bine, în combinații bune. Holding, Moore. Iată cât de liber este Wilshere acum. Încearcă pasa cu Ramsey, nu reușește, nu-i nimic. Pardo avansează. Pardo, Juanmi, Carlos Vela. Pardo vine cu o pasă bună. Moore, foarte bine, foarte bine pentru Ospina, care degajează acum în centrul terenului. Era foarte liber jucătorul nostru, iată cum pleacă. Dar pasa nu este una fenomenală, probabil va urma un cartonaș galben, nu-i nimic. Ianuțai, Ianuțai, vine centrarea periculoasă, Sociedadul, Juanmi, peste poartă și vede cartonașul galben. Era de așteptat, era de așteptat. Tafaribor vede galbenul, nu-i nimic. Dar trebuie să aibă grijă, fundașul Drata nu trebuie să mai greșească. Ce ocazie mare a ratat Arsenal. Wilshere a dat o pasă superbă, însă n-a putut profita. Iată Wilshere aici se luptă și se termină prima repriză. 1-0 pentru Arsenal după golul marcat de Ramsey. Iată aici Berlin, Hertha 1-0 cu Maritimo. OM are și ea 1-0, Lyon 1-0, Braga 0-0. Sparta Praga e condusă, surprinzător, Villarreal 2-0 cu Sion. Meciul interesant de Atalanta 1-0 cu Lugano, adversara Stelei din Europa League, chiar Steaua Mare doar de jucat cu Lugano și trebuie să bată pentru a termina pe prima poziție. Iată aici Juanmi, Moore trebuie să aibă grijă, cum spuneam, are galben, iată ce bine începe Sociedad această partidă, Ospina, dar ratare mare,
Acelor de la Sociedad încep bine. Repriza secundă, par mult mai hotărât, să vedem însă cum o vor termina. Asta e foarte important. Zale, încheitah. Mai departe, Ramsey avansează, Ramsey sprintează, nu mai are însă suflu, nu mai are suflu, Rulli. Oh, riscant Rulli, merge Zahăr, un jucător înalt, Wilshere. Wilshere, deposedat, Ramsey acum, Zalem, șutul acestuia, peste poartă, nu-i nimic. Nu introducem pe nimeni, nu introducem pe nimeni, nu facem schimbări, îi odihnim pe ceilalți, pentru că vor urma meciuri grele în campionat, va urma un meci și cu Liverpool. Acolo avem nevoie de cele 3 puncte, pentru că e un meci foarte greu. Iată aici din nou o pasă bună. Oh, ce dribling! Puțin împins. Puțin împins, însă totuși e meci de Europa League. Nu poți da un fault așa ușor. Juanmi. Mai departe, Carlos Vela acum. Carlos Vela, o pasă bună, e mor aici, foarte atent. Foarte atent. Și scăpăm din nou. Ramsey. Mai departe, iată Krasnodar, 2-0 cu Fener. Krasnodarul va reuși să vingă oare pe turcii de la Fenerbahçe? Penalti! E penalti! Nu? Nici corner măcar. Cred că arbitru ia o decizie greșită aici. După părerea mea a fost penalti. Dacă nici n-a atins balonul, ce poți da acolo? Ai, 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 greșeală mare. Oh, Paocul lui Răzvan Lucescu, condusă cu 1-0 și acum șansă pentru Sociedad de a reuși egalarea. Foarte bine! Foarte bine, Colașnia. Bun. Bun, bun, bun. Vela va centra. Vela. Vela centrează și Ospina reține. Atunci nu era... Nu mai înțeleg. Carlos, nu era Carlos Vela. Acum scrie Vela, nu știu. Probabil să fi confundat jucătorul. Llorente. Tecnicul nu e reușit, Pardo se descurcă bine, Sociedadul combină frumos. Sociedadul, cum spuneam, a început mult mai bine această repriză secundă. Pare mult mai hotărâtă să egaleze Arsenalul, reușim, oh, degajarea nu e foarte bună. Iată paucul lui Răzvan Lucescu, egalează rapid. Ramsey, bună pasa lui Ramsey, însă nu prea are cu cine combina. Jucăm scurt și avem aruncare de la margine. Minutul 67, da, am intrat în 67. Sociedadul modifică, Ramsey, nu se dă obstrucție, Prieto, iată, Xavi Prieto intră în locul lui Pardo, care n-a jucat rău, dar nici n-a făcut un meci excepțional. Se luptă, iată, Moemul, 3-1, șansă de gol, acum Sociedadul e offside, oare? Cred că a fost offside, cred că a fost în poziție neregulamentară, haideți să vedem reluarea, este, da. La limită, la limită, merge Zahăr, îl scăpase pe adversar de sub control Sociedadul, putea marca, putea face 1-1 și au avut șanse în această repriză secundă. Iată-l acum pe Wilshere, de carul celor de la Arsenal, Wilshere se întoarce super, vine pasa, șutul în blocaj, se cere hands, dar nu se dă și Sociedadul poate profita prin ianuță pe acest contraatac. Vine pasa, merge Zahăr, foarte bine. Fără erori aici în defensivă, băieți, vă rog. Wilshere. Jucăm bine cu Ramsey acum. Ramsey, foarte bine, se descurcă Ramsey. Pasa mai departe pentru... Haide, vine cu centrarea bună! Nu cred. Zelalema a recuperat corect, după părerea mea. Ce s-a întâmplat? Pentru ce se da faultul ăla? Nu înțeleg. Bautista intră și el în locul lui Juanmi. Sociedadul forțează pe acest final. Mor. Trebuie să ai grijă cu Ianuțai. E un jucător ce driblează bine. Iată ce face Mor. Holding. Repară greșeala acestuia. Să vedem pasa. Cam puternică de la Bela. Din nou Mor făcut de Ianuțai. Fără fault în care... Și ce se dă? Offside probabil. Da. A fost offside. E bine. Ospina. Joacă calm. Mor. Haideți băieți, Reina a ratat o șansă foarte, foarte mare, iată acum o pasă pentru Wilshere, Prieto însă, e proaspăt Prieto, foarte bine s-a descurcat, să vedem ce va face acum Sociedadul, avem un fundaș stânga foarte bun, se complică totuși, merge Zahăr, n-ajunge la balon, Sociedadul poate da lovitura pe acest final, Sociedadul din offside, oh, Martinez, surprins în poziție de offside, Sociedadul forțează, pe acest final își dorește măcar un rezultat de egalitate împotriva noastră, dar până acum
Nu pasă reușească, e fault! E fault, domn arbitru, s-a ridicat foarte rapid jucătorul nostru, dar... Nu știu. A fost un duel acolo, ar fi fost bună o reluare. Bautista, o pasă superbă lui Bautista, Mertesacker, fenomenal! Cât de bine Mertesacker reușește să ajungă la balon. Pasa nu-i rea. Iată cum Arsenal poate da lovitura. Wilshere, dribblingul bun al acestuia, Wilshere în fața golului, Wilshere, în brațele lui Rulli, minutul 89, Arsenal putea face 2-0 și practic să încheie această partidă, n-am reușit, le mai dăm șansa, mai au șansa de un atac cei de la Sociedad, să vedem ce vor face acum, Bautista, Mora ai grijă, bine, s-a descurcat bine de această dată, merge Sacă. Reușim să ieșim frumos din defensivă. Ramsey avansează, avem șansă de gol. Avem șansă de gol acum Ramsey îi pasează lui Wilshere, care nu cred că va mai arăta din această poziție. Wilshere în blocaj. Wilshere n-are noroc în această partidă și facem totuși, reușim cele 3 puncte, câștigăm meciul, am jucat bine, chiar a fost un meci bun făcut de băieții noștri cu rezervele. Asta este, nu poți juca ca și cum nu poți juca la nivelul celorlalți, să luăm 4 minute jumate că terminăm. Vreau să văd cum stă treaba în Europa, cine s-a calificat, cine nu, pentru că na, contează pentru noi asta. Haide să vedem, Emirates, nu vreau un Emirates, Asian Elite Cup, Europa League, încă nu s-au tras, dar ce am făcut? Haideți să vedem totuși cine se califică. OL și Panathinaikos merg mai departe. Era de așteptat. Grupa B, Bilbao și Krasnodar. Fener au luat bătaie și rămâne acasă. Braga și Köln, iată mergele. Oh, Köln la egalitate de puncte cu Konyaspor. Villarreal și Bordeaux, Zenit și Legia Varsovia era de așteptat. Lazio și Salzburg mergele mai departe din grupa asta. Arsenal și Sociedad avem 6 din 6, Olympic Lyon și turcii merg mai departe, Ajax-ul rămâne acasă, Hertha Berlin și Utrecht, Maritimo și Mitino, rămân și ele acasă, Milanul și Arca merg și ele mai departe, Galata și Everton la egalitate de puncte cu Bruges, oh, senzațional, PAOK-ul reușește să meargă surprinzător mai departe, la egalitate de puncte. Doamne, ce meciuri au fost în Europa League. Adversarii nu sunt foarte grele. Să vedem ce vine din Champions League. Acolo e marea problemă. Aici încep meciurile de... Încep meciurile din Premier League. Meciuri destul de grele. Îl voi introduce totuși pe al nostru Alexis Sanchez îl introduc. Normal că vreau să joc cu Alexis. Jucăm în deplasare la West Ham. West Ham face 2-2 cu City, 2-2 cu Chelsea și bate Everton cu 3-1. Va fi greu, nu e posibil, dar greu. Iată însă Alexis revine cu un gol. N-a jucat 2 meciuri, dar revine acum și marchează cu o poftă nebună de gol. City e 1-1. Avem un cartonaș galben, Walcott îl vede. Chelsea e condusă cu 2-1, nu cred așa ceva. 1-1 și l-am ține, golează și el Arsenalul. Haideți băi să dăm gol, Chelsea 2-2. Trebuie să marcăm pe acest final. Arnautovic a ratat penalti, Walcott punctează pentru 2-1. Ce partide! City ia bătaie, Chelsea ia bătaie, nu cred. Sau nu, Chelsea parcă a făcut egal. Ne distanțăm din ce în ce mai mult. West Ham-ul totuși, iată, era pe 3, West Ham o echipă periculoasă, Arnautovic ratează penalti, putea să aducă victoria gazelor, dar vine Walcott și punctează. Bellerin face 85, overall-ul bun, Holding se apropie și de 76, ceea ce e destul de bine. A fost o nebunie de meci, City a luat și ea bătaie. Ne-am distanțat la 4 puncte și un meci mai puțin. Avem acum de jucat un meci important, haideți să vedem ce găsim prin România pe aici. Potențial 77, aici avem 82, 76, 79, 85 potențial. Cine este? Este Alexandru Coroditier. Nume ciudat. 88 potențial are băiatul ăsta. Robert Dodoș, 87, iată 92, Robert Tomescu, 16 ani. Semnăm cu Robert Tomescu pentru că vreau să
văd ce poate să facă. Avem nevoie de astfel de băieți tineri. Noi simulăm și această partidă cu Newcastle. Newcastle nu trece într-o perioadă foarte bună. La bătaie de Everton în ultima etapă cu 1-0, care nici Everton nu este într-o formă excepțională. Noi jucăm cu echipa de bază. Alexis Sanchez punctează din nou. Iată Alexis, din nou marchează Alexis. Final 2-1, Perez a egalat și Lacazette a reușit el să marcheze, să aducă victoria tunarilor, care se distanțează în aceste momente din ce în ce mai mult. Simulăm și această partidă. Suntem bine, momentan suntem foarte bine, pentru că reușim. Holding face 7-6, Akpom 68, hai că nu-i rău. Asensio se apropie de 87, un jucător foarte, foarte bun. Jucăm acum cu Southampton și după vine partida. Riscăm să pierdem 6 jucători, văd aici. Alexis Sanchez, un jucător foarte important pentru noi. Contract, haideți să negociem contractul cu Alexis Sanchez, pentru că nu vreau să avem probleme pe viitor cu Alexis Sanchez. Vine Alexis, welcome, da. Vine automat, vine și cu impresarul său, 260.000, crucial. Să vedem dacă el își dorește mai mult de atât. Ce va dori Alexis Sanchez? 260.000 contract. Acceptăm, desigur. Nu stăm la discuții. 260.000 de euro pe săptămână. Ce sume! Ce sume pentru Alexis Sanchez. Desigur, un jucător ce valorează foarte mult. Contractul pe 4 ani. Îl acceptăm și pe ăsta. Nu va fi o problemă asta. Chiar nu va fi o problemă pentru noi. Asta este. Da. E fericit, Alexis Sanchez își dorește această ofertă, e bună, am negociat, noi trebuie să mergem în aceste momente să jucăm, pentru că vine un meci cu Southampton după, avem partidă cu Liverpool, Southampton într-o prăpastie de 3 înfrângeri consecutive, 2-2, Alexis și Hector Bellerin sunt cei care au reușit să marcheze, dar facem 2-2, ceea ce nu e bine deloc pentru noi. Vine să un meci cu Liverpool, meci interesant, suntem în continuare la 4, la 6 puncte și un meci minus față de cei de la Manchester United. Liverpool pe 8, 26 de puncte, trebuie să învingă neapărat pentru a avea în continuare șanse de Europa, însă le va fi foarte, foarte greu cu noi, asta să fie clar, le va fi greu împotriva noastră. Voi ce credeți că se va întâmpla în această partidă dintre Arsenal și Liverpool? Foarte puține momente până va începe partida dintre Arsenal și Liverpool. Îl avem în imagini pe Coutinho. Se aștepta un transfer la Barcelona. Nu s-a concretizat transferul. A rămas la Liverpool. Și să vedem ce va face în această partidă împotriva tunarilor. Pe Emirates Stadium, atmosfera de vis. Arsenal întâlnește Liverpool. Liverpool care nu duce o perioadă foarte bună. În timp ce noi venim după un egal cu Southampton, care sincer nimeni nu cred că se aștepta că Southampton va scoate egalul cu noi. Am dat gol în 7-6, am luat gol imediat la un singur minut. Se apără cu toată echipa cei de la Liverpool în aceste momente. Cazorla, Xhaka, din nou cu Santi Cazorla, pericol pentru Liverpool și e 1-0, Santi Cazorla! Super bomba lui Cazorla! Duce ca scorul să fie 1-0, 6 pe Emirates Stadium. Arsenal conduce Liverpool! Fenomenală execuția lui Cazorla! Cum să-l lași pe Cazorla să șuteze de la, din poziția, o poziție perfectă pentru el, șutează, zic eu, imparabil pentru portar, oricum nu a avut nicio șansă și în minutul 6, al treilea gol pentru Santi Cazorla, capitanul nostru. Foarte multe balon au trecut pe la Xhaka, care iată până la urmă dă o pasă decisivă. Salah, Firmino, blocat bine de Nacho Monreal, Xhaka, Cazorla. Până la Theo Walcott, care are viteză foarte bună, Asensio, Lacazette, mai departe pentru Asensio, Asensio, călcâi, dar nu l-a urmărit, a crezut că e spate, Firmino pentru Salah, Salah are viteză, Mustafi este depășit de Salah, ce intervine fenomenal, să nu uităm, Koscielny s-a accidentat 2 luni de zile și de aceea l-avem pe Mustafi în defensivă, fenomenal Petr Cech, ce intervenție are băiatul ăsta în fața lui Salah. Egiptenul ratează o șansă mare pentru Liverpool de a restabili egalitatea pe tabela de marcaj, respinge același Santi Cazorla și Liverpool are aruncare de la margine. Salah, bună trecerea, Firmino,
Firmino, Cazorla trebuie să blocheze, n-are cum! Și șutul lui Firmino trece foarte, foarte puțin pe lângă vingul porții lui Petr Cech. Chiricheș. Hector Bellerin sprintează, el are viteză. Dacă ar pleca și Theo Walcott, Bellerin obține totuși aruncarea de la marge pentru Arsenal. Bellerin, Walcott. Pasă pentru Asensio. Asensio, Cazorla, Chaka nu reușește pasa mai departe, Cazorla aproape de o recuperare, să vedem pe Sati Cazorla, Asensio foarte bine, combină din nou cu Cazorla, capitanul celor de la Arsenal, Bellerin, Asensio, iată ce face Asensio, îi pasează pe lui Cazorla, Cazorla vede bine pe la Cazet, la Cazet, la Cazet, pasă cu Asensio, Asensio vine cu șutul, oh, simplu spectator, Ward la acest șut. Arsenal joacă bine, Liverpool însă a dat și ea replică bună, a avut și ea șansă de egal, Alexis Sanchez la Cazet. Mai departe pentru Asensio, Asensio este depășit și Coutinho poate da drumul la un contraatac, întârzie însă mult balon, Wijnaldum, Firmino. Bine blochează Bellerin, Walcott, câte calm este Walcott, mai departe pentru Hector Bellerin, să-l vedem pe Hector, care are viteză foarte bună, Hector Bellerin, în care este la Cazet Bellerin. Pasă bună pentru Asensio, însă rezolvă Wijnaldum, să vedem ce vor face, se complică jucătorii. Haide Alexis, du-te în minge. Nu înțeleg pe Alexis ce a făcut Asensio. Cazorla se încurcă puțin jucătorii noștri în aceste momente, un moment de rătăcire, să zic eu așa. Iată aici frumos combina Liverpool, Firmino, Kirikeș, intervenție fenomenală a lui Kirikeș. Foarte bine Kirikeș. Cred că a fost și puțin cu brațul luat balonul, dar nu mai contează, jocul continuă. Wijnaldum trece de Cazorla la Wijnaldum. Wijnaldum e unul singur. Wijnaldum încearcă pasa, ceaca foarte bine. Cazorla, Asensio, Alexis Sanchez. Sanchez pentru Lacazette. Lacazette cu Matip, să-l vedem pe Lacazette, care are viteză bună. Lacazette, Lacazette îi centrează lui Walcott. Ocazie mare, Alberto respinge în corner. Arsenal aproape de 2-0, vine cazul la concentrare bună pentru Mustafi, Ward foarte bine, Asensio 2-0! Iată și Asensio reușește să puncteze, Arsenal conduce cu 2-0! Foarte bine Mustafi, intervenție bună a portarului, Asensio câștigă de la cap, punctează pentru 2-0 în derbiul cu Liverpool și a dat cu brațul! Hei, a dat cu brațul! Cred că Asensio lovește mingea cu brațul. Aș vrea să revedem faza Kirikeș, îl pune la pământ pe Asensio, 2-0 pentru Arsenal în această partidă împotriva celor de la Liverpool. Liverpool nu are soluții până acum, să vedem însă cum vor juca în continuare. Wijnaldum, Wijnaldum trece, dar până ajunge lângă Kirikeș, care blochează fenomenal Cazorla, mai departe cu Walcott, Walcott pentru Asensio. Să vedem cum va rezolva Asensio această fază, pasă bună cu Walcott, Walcott în fața lui 3-0, Walcott, Walcott, bară gol, bară gol și Arsenal demolează Liverpool, Arsenal demolează Liverpool, minutul 35 este 3-0, Liverpool este în genunchi în aceste momente, minutul 35, Arsenal are 3-0 după ce Walcott reușește să puncteze din pasa lui Asensio, șutul bun, portarul n-are ce să facă, bară gol și scorul în 36 este 3-0. Nu, iată, în 35 declarat pe tabelă. Liverpool a mai revenit de la astfel de scoruri, dar este un meci greu. Până acum Liverpool, o singură, hai să zicem două ocazii au avut, Cazorla. Pas acum pentru Asensio, Asensio. Asensio l-așteaptă pe Walcott, foarte bine Walcott, avansează. Se întoarce, Walcă, da, reușește, vine concentrare bună, încearcă foarfeca, ce-ar mai fi fost încă un gol, superb, Chaka, Asensio, Lacazette, Lacazette pentru Asensio, Asensio, 4-0, 4-0, super execuția lui Marco Asensio, nu degeaba am dat 70 de milioane de euro. Asensio! Priviți cum execută! Într-adevăr aici portarul mascat, doi jucători s-au pus în fața mingeată, nu vede, trebuie să-și facă loc să observe balonul, îl vede prea târziu, oricum șutul în plasa laterală, imparabil, 4-0 Asensio, duce scorul fenomenal de sus, zic eu, minutul 41, nimeni nu se aștepta la un astfel de scor și în prima repriză. Să vedem totuși replica lui Liverpool, care ar cam trebui să vină, Alberto.
Alberto, până la Coutinho. Coutinho n-a mișcat absolut nimic. Wijnaldum. Wijnaldum, după părerea mea, cel mai activ jucător în această partidă. Wijnaldum, cec încă o dată. Și este offside. Este offside. Da. Salah, surpriz în poziție de offside. De minutul 45, Liverpool putea să reducă din diferență, dar Salah se afla la... Dar iată cât de bine vede arbitru. Salah este în offside. Și Arsenal nu primește gol. Ceh, o intervenție însă foarte bună și asta, să nu uităm. Alexis Sanchez, Asensio. Mai departe pentru Cazorla, Cazorla avansează, ar trebui să plece și la case, Cazorla pentru Alexis, nu reușește pasa, nu-i nimic, nu-i nimic, trebuie să nu primim gol, așa ar fi cel mai bine, Salah avansează, Salah, Firmino, Kirikeș, până acum foarte bine, Salah trece, Salah greșește pasa, Xhaka, Cech degajează, se termină 4 la 0. Prima repriză, este prima repriză și Arsenal a reușit să marcheze de 4 ori în poarta celor de la Liverpool. Liverpool ce nu trece printr-o perioadă foarte bună. Îl băgăm și pe Mesut Ozil. Îl bag și pe Ozil, îl bag în locul lui Walcott și o să joc cu el acolo. Prefer să joc cu Asensio în centru. Arsenal, să vedem dacă va porni din nou tunurile. Asupra celor de la Liverpool, Salah. Xhaka îl urmărește pe Salah și îl deposedează. Foarte bine, foarte bine. Pasă cu Alexis. Să vedem pe Alexis, Marco Asensio, mai departe pentru Cazorla. Cazorla pentru Lacazette, nu câștigă de la cap. Însă Asensio e acolo și reușește să recupereze balonul. Asensio intră în care Asensio. Asensio se întoarce, Marco Asensio. Asensio pasă pentru Cazorla, Cazorla întoarce pentru Xhaka, Xhaka șutează în blocaj. Lacazette, nu este offside. Lacazette, Lacazette, foarte bine portarul. Xhaka nu dă cu capul, s-au apărat bine de această dată cei de la Liverpool. N-a mai fost ca la golul lui Asensio, la primul gol al lui Asensio. Firmino, Coutinho, Coutinho trece bine, vine Vlad Chiriche să-l blocheze pe Coutinho, să vedem dacă va reuși. Reușește pentru scurt moment, Coutinho se descurcă până la urmă, Coutinho, în careu. Iată Wijnaldum, Wijnaldum, puțin izolat, este Cech foarte atent și putem declanșa contraatacul. Putem declanșa contraatacul, să vedem dacă vom reuși. Lacazette, pas acum pentru Alexis Sanchez, Alexis Sanchez, în fața lui 5 la 0, Alexis Sanchez, să vedem, sprintează Alexis. Alexis vine cu centrare lungă, resping. Faza să nu s-a terminat, Cazorla. Cazorla reține portarul foarte bine. Bună execuția lui Cazorla. E un meci pe cinste. Un meci fenomenal făcut de cele două echipe. Tot Firmino ajunge la balon. Mai bine zis făcut de Arsenal, că de Liverpool până acum mai nimic. Însă a început mult mai în forță. Repriza secundă. Oh, Cazorla. Cum dă în această minge? N-am înțeles. Chiar nu am înțeles absolut deloc. Facem și noi o modificare. Le schimbăm și pe Santi Cazorla. Îl vom introduce pe Ramsey, care a marcat în partida precedentă un super gol în poarta celor de la Sociedad. E greu, e greu pentru... Iată, Ramsey preia banderola de capitan. E greu pentru Liverpool. Foarte greu să revii în fața lui Arsenal, care traversează o perioadă foarte bună. Este pe prima poziție în clasament. Și avem ceva puncte avans. Xhaka, Alexis Sanchez. Alexis sprintează, Alexis, fenomenal Alexis, să vedem de ce decizii va lua Alexis. Se întoarce, preferă pasa pentru Asensio, însă n-a mai ajuns Asensio la balon. Ward degajează și o face foarte bine. Să vedem acest atac al lui Liverpool. Vine pasa bună, nu e offside, se cere, dar nu se dă. Firmino! Super lobul lui Firmino, 4 la 1, 5 goluri marcate până acum. A încercat Cech să-l blocheze, nu iese. Firmino să-l lobează, superb. Superb lobul lui Firmino, 4 la 1. Liverpool reduce din diferență. Să vedem însă cum va reacționa Arsenal după ce a primit acest gol. Asensio se luptă, fenomenal Asensio. Să vedem acum aici Lacazette. Lacazette pentru Asensio, Asensio. Asensio. Asensio, ce face Asensio? Nu cred că ratează! Ce ratare mare la Asensio! După ce se distrează cu apărarea celor de la Liverpool. A fost o fază superbă. Marca Asensio, Ozil. Lacazette. Lacazette. Lacazette! 5 la 1, da.
Bomba lui Lacazette, bomba lui Lacazette, dribbling superb al acestuia, iar Lacazette face ca scorul să fie 5 la 1 minutul 71. Arsenal practic îi demontează, să zic așa. Ce dribbling reușește Lacazette, ce dribbling, și este 5 la 1 într-o bandă ce costă în Premier League. O etapă frumoasă, iată. 6 goluri într-un astfel de meci. 6 goluri și mai sunt 20 de minute cu tot cu prelungiri. Să vedem însă Liverpool. Mă așteptam ca după ce a reușit să marcheze un gol va juca altfel, însă n-a făcut-o absolut deloc. Nu s-a schimbat nimic în jocul lui Liverpool. Marchează un gol în urma unei ieșiri greșite la offside. Acum pasa e bună. Robertson. Blocat super și Alexis Sanchez sprintează. Din nou șansă pentru Arsenal. Îi putem surprinde aici. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Urmărit acolo Alexis Sanchez, dar intră în careu Alexis. Pasă la Cazeta. Asensio, bară! A treia. Nu, nu, nu. Stați puțin că a fost bara. A fost cu Sociedadul. Asensio. Fenomenal. Însă exteriorul lui de această dată nimerește stâlpul porții. Ramsey. Pasă aici cu Ozil, Ozil, greșește pasa, Ozil nu m-a încântat foarte mult în acest meci. Mane încearcă și el lobul, dar Mane, tu nu ești Firmino. Ceh greșise pasa. Nu-i nimic, se mai întâmplă și astfel. Ceh însă, tot el a fost la post, la Cazet. Asensio, avansează Marco Asensio. Asensio întoarce foarte bine faza, pasă bună pentru Ramsey. Ramsey are și el șuturi bune. Ramsey însă driblează mult prea mult. Minutul 85. Liverpool este condusă cu 5 la 1 de Arsenal. Nu știu cât se așteptau la acest scor. Însă Mane a putut să reducă din diferență. A avut șansa. N-a fost în stare să o facă. Singur cu Petr Cech. Ramsey. Pasă aici pentru Mesut Ozil. Ozil. La Cazet. Asensio, din nou superb, Asensio! Șutul superb al lui Asensio. Mustafi va vedea un cartonaș galben, nu înțeleg de ce. Intră și Wilshere. Îl băga și pe Wilshere pe acest final de partidă. Mustafi a văzut cartonașul galben. Arsenal joacă bine. Arsenal favorită la titlul în acest sezon. La Cazet în pressing. Hai de la Caze, pune-te acolo în fața mingii, n-a reușit. Mustafi, Ramsey, Ozil, Ozil, Asensio, la Cazet, la Cazet! Din nou încearcă șutul la Cazet, domn, te-ar da de la majă 2 minute pentru a se... pentru a curma suferința a lui Liverpool, care e condusă cu 5 la 1. 4 goluri diferență, însă Liverpool, sincer, nu are o echipă fenomenală în aceste momente. Se termină, final de meci, 5 la 1 pentru băieții noștri. Un meci bun făcut de Arsenal, 51% posesie, 49% Liverpool. Eu zic că nu ne poate opri nimeni în acest sezon, nu ne poate opri din câștigarea acestui titlu. Avem 9 puncte avans, 9 puncte care sunt destul de importante. Riscăm să pierdem 6 jucători, dar vom rezolva problema. Eu am fost X-Breaker, sper că v-a plăcut acest episod în care am demolat Liverpool. Nu uitați să apăsați butonul de like, un share și un subscribe. Pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!